Ce s-a întâmplat? Gianni a fost aici. Și cum de nu l-a văzut nimeni? Nu știu, a sărit pe balcon, habar n-am. Ce-a făcut? Îl omor. Îl omor, da? Da. Ia, cum îl omori? Nu ai cum, e tatăl ei. Ce a zis? Ce să zică? Că vrea să o pedepsească pe Alice pentru ce a făcut ei. Și acum Alice e sus, plânge, tremure, e speriată rău de tot. Hai că mă duc eu să vorbesc cu ea. Petru. Știu ce a făcut sormea, da? Știu că a făcut multe chestii nasoale. Dar te rog, e sormea. Nu vreau să pățească ceva, nu vreau să o pierd. Da, mă, stai liniștit că nici eu nu vreau să pățească ceva ce ai. Room service. Mulțumesc. Unde ai mai fost? Mi-ai zis că te potolești? Am fost să îi fac o vizită. Alice. Lui Alice? Tu chiar vrei să fii prins, nu? Băi, Gianni, te-am rugat să stai ascuns. Te caută poliția. Dacă te prindeau în casă la vorbă. Dacă nu eram dispus să-mi asum anumite riscuri, ar fi trebuit să ajung ca tine, îmbrăcat în costum de camuflaj. Bine, mulțumesc. Păi, tata, tu ești inconștient? Ce vrei să faci? Să te joci așa în fiecare zi? Nu mă joc. Am nevoie să fac un gest ca să-i demonstrez lui cât înseamnă pentru mine. Da? Și ce gest vrei să faci tu? Capul lui Alice, pe tavă. Poftim. Ei, înnebunit, nu omor pe nimeni. Ok, atunci poate doar urechile și nasul, nu știu. Tu vrei să zaci în pușcărie până la sfârșitul zilelor tale? Nu. Vreau să-i demonstrez lui cât de mult înseamnă pentru mine. Ce crezi? Ce crezi că Lia o să accepte să omor pe cineva pentru ea? De ce nu? Asta înseamnă ofranda supremă în care... Stai un pic. Alo? Ai spus că vrei să vorbim. Da. Sunt gata să te ascult. Așteptam telefonul ăsta. Bine. Spune-mi tu unde și când. Petru, unde e? A plecat, că Gianni s-a dus peste Alice. L-au prins? Nu. Mă iertați că trebuie să plec și eu. Dar îi spun lui Petru că vrei să vorbești cu el, da? Te rog, neapărat. Ai grijă. Da. Pa. Mă interesează. Cu Petru, fără Petru, trebuie să-l scoatem de aici. Îți dai seama, îl strâng de gât în somn. Mă mișcă de repede pot, dar au amprentele. Așa și? Și cât o să-l țină? Până la proces. Nu, că o să-l țină până la proces, că... La fapta lui îl țin în arest până atunci. Nu era care faptă? Care faptă? Explică-mi și mie, omul ăsta e nevinovat! Liniștește-te, te rog frumos. Uite, pentru ei, Mike e vinovat. Pentru noi, noi trebuie să găsim un martor care să anuleze toate dovezile. A, super. Și să scot un martor. De unde să scot eu un martor? Cineva care a văzut totul. Hei, ce faci? Atât de frică! Gata, măi, că sunt aici, gata. Am venit imediat ce am aflat. Atât de frică! Sunt aici, gata, liniștește-te, nu o să las să se mai atingă niciodată, da? Cum? Cum, zi-mi și mie, cum poți să faci asta dacă tu nu ești aici? O să găsesc eu o soluție, da? Ce soluție? Dar liniștește-te. Zi-mi ce soluție. Zi-mi mai exact ce ți-a zis. Mi-a zis că vrea să mă omoare, înțelegi? Ca Lia să fie ok cu tine, să fiți fericiți, să fii viața... Dar nu vrea asta. Dar el nu știe asta. El vrea să mă omoare ca voi doi să puteți avea o viață fericită. Bine, dar când erați răpite, știi foarte bine că nu l-a lăsat să te omoare. Da, dar el nu știe asta.
E nebun. E tatăl soției tale. Nu. El nu vrea să aibă nimic de a face cu el. Singurul om pe care îl recunoaște ca tată e Ioan, cel care a crescut-o. Era mai bine să mor. Nu mai bine. Să Alice, mor. Alice. Și să vă las în pace. Să Alice, nu mai... uite-te la mine. Cum să spui așa ceva? Liniștește-te, te rog. Sunt aici. Te rog. Gata, liniștește-te. Ușurel. Gata. Da. Nu te gândești la Robi, că el are nevoie de tine. Dar Robi are nevoie de mine? Noi toți avem nevoie de tine. Alo? Hei, ce faci? Ai ajuns acasă? Nu încă. Hai mă, Lia. Dar parcă era vorba că o să te ducă un echipaj de poliție acasă. Am ieșit să mă plimb. Da, măi, dar asta e o situație temporară. Petru, eu nu vreau să trăiesc așa. Nu vreau să-mi fie mereu frică. Lia. Hai, lasă-mă pe mine, zi-mi... Zi-mi de tine. Ce i-a zis Gianni lui Alice? Ce să zică? I-a zis că o vrei moartă pe Alice, auzi? Cum să zic așa ceva? Știu că... Lia, te rog frumos să stai departe de el. Te rog. Bine, hai că ne vedem acasă, da? Bine. Hai, te iubesc. Și eu. Chiar crezi că pot să-mi schimb părerea despre tine? Să știi că nu sunt așa un rău. Mă crezi. Știu că-ți imaginez că sunt un monstru. Tot ce am făcut a fost pentru familia mea. Și să omori? Da. Ai aflat că am fost la Alice? Nu-mi doresc să moară Alice. Puteam să fac asta așa, ca un cadou. Nu asta m-ar face fericită. Ce te-ar face fericită? O să vorbesc cu un coleg să-ți dau un echipaj să te duc acasă. Nu e nevoie. I-am promis lui Petru. O să te ajut să-l prinzi pe Gianni. Alia, l-ai auzit pe Petru mai devreme și a zis că nu e de acord. Petru nu trebuie să știe nimic. Și știi și tu foarte bine că e singura soluție ca să îl facem să iasă din ascunzătoare. Doar cu mine o să vrea să se vadă. Tu ești sigură că poți să faci asta? E cel mai bine pentru toată lumea ca Gianni să fie închis.
Gianni Loca, ești arestat pentru privare de libertate. Sus! Mâinile pe cap! Tatăl tău. Niciodată.